Lumea abia începe să realizeze impactul real al pandemiei asupra sănătății. De fapt, studiul recent a arătat că toate restricțiile care au apărut acum în public au dus la apariția anxietății și depresiei în societate. Da, și să știți că nu contaminarea sau frica de a fi contaminat cu virusul COVID-19 este cea mai mare temere, ci anume frica de a deveni șomeri sau persoanele care însuși au fost disponibilizate din câmpul de lucru în cauza acestei crize economice financiare. Asta a afectat foarte mult lumea. Plus, multe din aceste persoane au probleme financiare care până acum nu le pot rezolva din cauza acestei pandemii globale. Dar să sperăm că odată cu vaccinarea în masă și cu scăderea numărului de cazuri de infecție cu COVID-19 vor dispărea și aceste probleme. Însă cel mai probabil efectele mentale și fizice ale pandemiei vor fi resimțite mult timp de acum înainte. Să ne revedem sănătoși!